dar vă întreb dacă în acest moment vorbiți în numele PRM, pentru că am citit în presă că vă contestă câteva organizații de București, că ați dat palma cu Elena Udrea, pe care la televizor o criticați. Să știi că am o slăbiciune față de Elena Udrea. În fiecare zi mă așez pe bordură fața casei și plâng ca un cocoșat. O iubesc ca un nebun. Îmi bătu palma. Păi palma asta, eu am fost aruncător de sulice și de disc. Păi dacă bat eu palma și cu Băsescu ca toți grămadă. Am o palmă era cât o metaforă. Un capac, cât era un o capac metaforă. De veciu. Era o metaforă, domnule președinte. Avem satira și umorul, momente vesele. Deci ai timp un minut? Da. Eu îți mulțumesc că ai abordat subiectul ăsta și confirm. Pentru că înțeleg că organizațiile vor să vă dea jos. De ce cele vin eu? Vreau să vă spun o chestiune. Vin cu drag la Alexandra, deși cu vreo... Acum două ore am sosit în București, am fost cu copii într-o scurtă vacanță la Bran și nici n-am aterizat bine acasă și m-a sunat Mădălin Ionescu să spună că s-a căsătorit ieri la Chișinău. Nu intru în amănunte... Îi doresc casă de piatră. Ați dat știrea la ziarele de scandal. Eu am înțeles. Asta nu înseamnă că are vreo emisiune specială, pentru că e timpul scurt, n-are când să o mai facă. Bun. Dar eu am spus, Mădăline, te serbăm altă dată, pentru că vin la o domnișoară atât de distinsă și un bun partener de discuție. Ca doamna Udrea. Deci vreau să spun așa. Consilierii PRM, București, trei avem, au greșit. A fost o lipsă de comunicare. Care știi de unde pleacă? Din lipsa de sediu. N-avem unde să ne adunăm. N-aveți până păi în acest aproape moment? 5 luni. Păi nu ni s-a dat sediu. Deci nu putem face o ședință de birou permanent. Și noi vorbim pe telefon. Ne consultăm telefonic. Sau uneori face-to-face, dar unde? În biroul meu de 12 metri pătrați de la Casa Scânteiei, de birou de tipografie, al României Mari. Deci consilierii n-au știut sau n-au înțeles ce le-am zis eu, au votat acel aberant proiect de referendum cu 7 întrebări făcute de Elena Udrea. De ce nu 707? Dar v-au întrebat și le-ați spus, da băieți, mergeți cu Elena Udrea, mergeți cu varianta Elenei Udrea? Nu, aici e lipsa de comunicare, că nu mi-au spus, au greșit. Și le-am dat avertisment. Deci am vorbit cu ceilalți membri ai biroului permanent, ne-am sfătuit, conform statutului, prima formă de sancțiune din statut. Le-am dat avertisment. Ați fost cam blând. Că porumbelul a zburat. Ei au votat. Auzi, dar tu ești convinsă că are vreo valoare acel referendum? Crezi că se vor duce 50% din cei înscriși pe listele de vot? Deci vreo 750.000. Se vor duce, vezi să treabă. Da, asta mă face să cred că a fost o negociere înainte cu Elena Udrea. Eu mă fac că mă supăr pe consilieri. Știi cum e acum? E ca și cum ai zice că eu am bătut palma cu Marco Bella sau cu cine mai conduce acum partidul vorbitor de limba cailor. Sau eu care sunt stelist că am năpârlit peste noapte în Dinamovici. Nu se leagă. Și cine îmi face mie asta? Un personaj pe care l-am dat afară din partid. El a fost trimis aici de PSD, dar se pare că și de Virgil Astaloș Măgureanu a fost trimis cu o sarcină să ia o halcă din Partidul România Mare. Cine? Despre cine vorbiți? De Codrin Ștefănescu vorbeam. Am ajuns să vorbesc de un om care are probleme de sănătate. Îi doresc sănătate, dar să nu depășească măsura că îi rup urechile. Deci uite ce m-a supărat pe mine, draga mea. Acum vreo 6-7 luni pe SMS-urile familiei mele, pe telefoanele familiei mele și ale colaboratorilor mei și zeci și zeci de oameni din țară s-au primit un SMS. Ne pare rău, Vadim Tudor a făcut infarct și a decedat. Inițial am crezut că acest SMS macabru, fără precedent în societatea românească, a fost dat de niște exaltați de la Noua Dreaptă. Am și dat o notă în România Mare. După care s-au mulțit SMS-urile, la fel de otrăvite. La fel, pe telefoanele membrilor familiei mele, pe care n-avea cine să le știe, decât cineva destul de apropiat, nici de cum Noua Dreaptă. Iară porcării de genul ăsta. Iară intrigi, are bârfe. Și îl bănuiți pe Codrin Ștefănescu. El era, pentru că am avut și alte dovezi și informații, și l-am dat afară, ca pămăsa stricată. Și de aici încolo, el zice că a plecat cu Organizația Municipală București. E unul Lăcătușu care era un fel de om de servici, pensionar, și făcea poze la conferințe de presă. Ăsta e Organizația Municipală București. Păi îi spun eu, organizația asta are peste 8.000 de membri cu carnet. Stai puțin. Și din ea fac parte Ilie Ilașcu, ai auzit de el, da? Normal. Mițiul Argezii,
fostul ministru al sănătății Iulian Mincu, arhitecta Anca Petrescu, Irina Login și alte somități ale partidului. Vă întreb n-a ceva plecat nimeni, și vă rog să-mi răspundeți cu sinceritate. Da. Sunteți recunoscut ca o mână de fier în partid, da. Adică nu prea sufla multă lume. Da. Poate că nu era și un... nu le recomand să sufle, că-i deci dau nu afară. Era democratic din punctul ăsta de vedere. Democrația asta a ruinat România, Alexandra. Nu spuneți așa ceva, pentru că au murit oameni pentru democrație pentru și e bine. Asta nu. N-au murit. Asta e anarhie, nu-i democrație. Dar, vă întreb asta altceva. Asta e dictatura neamului prost. Ți îți place cum arată România ați noastră? Ați înmuiat? Nu, dar nu mi-aș dori să fie sub o dictatură. Ați înmuiat pumnul? Nu mai aveți aceea? Nu se poate. Trei consilii. Să fac, mă, să-i bat fizic, spune tu. Păi... hai să mergem împreună, îi luăm o bâtă de baseball sau de oilă și-i caftim. Nu ce așa? Le spun o dată de două ori, sunt mijloace democratice, cum spui tu, și dragoste cu sine se cheamă viol. Nu le place să lucreze cu un naționalist și un om integru, să plece, să se ducă de unde au venit. Deci el a venit cu 10 ciumeți de la PSD și s-a dus înapoi de unde a venit. Care-i problema? Plâng eu după Codin Ștefănescu. Băiatul ăsta de 2-3 ori pe an se duce la o clinică din Lyon să se trateze boala de nerv. N-am vrut să spun treaba asta. Asta este. Sunt eu obligat să stau lângă un astfel de personaj? Hai să nu intrăm în viața personală. Nu e aici Codrin Ștefănescu. Păi nu, hai, da, să, hai să mergem a la devenit guvern. Și asta un subiect pentru Vadim Tudor. Elena Udrea mă interesa. Dacă dar ați făcut un pac cu ea. Dar nu am niciun tangență cu Elena Udrea, măi. Vezi de treabă. Vreau să o corectez puțin pe tânăra, care a frazat corect și frumos, dar dacă am înțeles bine din ce a spus ea, a zis și alte state mai mari, probabil decât România. Și a zis Grecia și Danemarca. Grecia și Danemarca nu sunt mai mari decât România. La un loc nu fac cât România, nici ca suprafață, nici ca populație. Cred că nu se referea la asta, ci la forța și alte lor mai mari decât cine? Da. Mai mari, dar cred că se referea la forță și la disciplină, deși în cazul Greciei nu era, ci nu la suprafață și populație. Cei care folosesc angajați la negru, înainte să-l comentăm pe Emil Boc, trebuie să-l mai vedem puțin. Cei care folosesc... Ai bătut palma cu Emil Boc, să știi. Da, e da. Suspectă. Și eu am palma grea, să da. Știți. Știți, o știre de acum 10 zile era că fica cea mare de data aceasta a președintelui Traian Băsescu și-a asigurat numele Mișcării Populare, nu a înființat un partid, dar o vedeți intrând în politică? Traian Băsescu este disperat că nu găsește ecluzele pentru a supraviețui în politică. Încearcă tot felul de formule, grupe, grupuscule, partide. A trimis-o pe fica lui mai mare, Ioana Băsescu, am înțeles că e prietenă sau poate logodită cu un italian. Ia uite ce alianță interesantă. A trimis-o la OSIM și a înregistrat Mișcarea Populară. Pe tema asta a avut loc chiar un scandal la vila lui Ceaușescu de la Neptun, acum vreo două zile, pentru că au fost ambele fiice, dar separat, a fost și fica mai mică și a reproșat tatălui ei că ea e trecută pe linie moartă. Dar asta de unde le știți asta? Sau la... vi le închipuiți așa? Da, nu mi le închipui. Băsescu vorbește în somn și e înregistrat în tipul ăsta și mi se dă să aud eu aceste înregistrări. Nu, îmi spune aia de la SPP. Glumiți acum, nu? Da, ia, verifică dacă e așa, da? Eu știu din preajma lor, cei care ar trebui să-i păzească și care raportează mie totul ca succesor firesc al lui Traian Băsescu acolo. Și fica lui i-a cerut să-i dea un post de ambasadoare după ce nu va mai fi europarlamentară sau poate până la finalul acelui mandat și dacă se poate chiar la Paris. Deci n-au niciun viitor copiii lui Băsescu. De ce spuneți asta? Sunt două fete frumoase, una vă este colegă în Parlamentul European. Nu, nu frumoasă, Alexandra. Sunteți drăguți că sunteți acum invitatul meu. Băi, eu am alte criterii estetice. Nu foarte bun, dar sunt două fete frumoase, două fete deștepte. Mă, repet, una vă e colegă. Când îți faci iei de la genunchi și spui buze, tu îți dai seama că ea când zâmbește face genoflexiuni? Domnule președinte. Mă face să râd fata asta. Eu ce vă rog este să le respectăm pe domnișoarele pe amândouă. Sunt frumoase. Sunt pedepsiți oamenii care ocupă locul altora. N-are și căuta aia mică, cum o cheamă? N-a fost aleasă. Nu, s-a furat. A fost aleasă. N-aveți dovezi că s-a furat. S-a furat. A fost aleasă. Ce grea a fost campania electorală. Eu cu Gigi Becali împreună am fost votați cam de 500.000 de români. Și am fost destul de strâmtorați. Să nu credeți cineva
Și ați văzut ce afișe puține am avut și videoclipuri. Și pentru Elena Băsescu au furat și serviciile secrete. Și pentru Lazlo Tăchești. N-aveți dovezi. Pentru Traian Băsescu s-a furat și în primul mandat și în al doilea mandat. E pamflet, că n-aveți dovezi. Nu e pamflet. Atunci, păi ce, în al doilea, fără, al doilea fără mandat, dovezi, nu în decembrie 2009, câștigase Mircea Geoană detașat. Era sprijinit de patru partide importante, da? Și cu toate astea, îmi pare rău că a ajuns să fie subiect de bancuri. L-a întrebat cineva, nu, la Radio Erevan, a întrebat cineva unde a făcut liceul Mircea Geoană. Și răspunsul, la liceul Gheorghe Loser. Loser în engleză înseamnă cel care pierde. Bun. Cum vedeți? Laser, da. Am înțeles gluma. Hai să-l mai spun o dată. Da. Nu, am înțeles. Da. Nu știți, n-aveți dovezi, eu sunt obligată să vă, să vă spun asta în permanență. Nu se face, dar evoluția evenimentelor mie îmi dă dreptate. Apropo de acel Cibi Barna, parcă Cibi Barna, da? Dus la București. Iată ce-i spuneam simpaticei noastre gazde într-o pauză de publicitate. Pe John Galliano l-au pedepsit imediat, a doua zi, casa de mode Dior l-a dat afară. El a făcut o mare greșeală, n-avea voie să spună, l-adoră el pe Adolf Hitler și așa mai departe. Dar pentru niște cuvinte l-au terminat. Ăsta a făcut ceva fizic, a creat o psihoză într-o mare parte a populației. L-a spăzurat pe un erou național și nu-i se întâmplă nimic. Toată lumea se ține cu camerele de lua vedești cu microfoane după el. Se duce la servici sau nu se duce? Se duce la parchet sau nu se duce? Da. Aveți vreo explicație logică pentru care a fost adus la București, transferat la București, ca să-i fie mai ușor să se ducă la anchetă? Cine l-a adus? Anchetă? Alexandra Stoicescu, Sorin Brejnar, Anaful. Care știți bine că trebuia să fie de mult la zduf Sorin Brejnar. Pentru ce a făcut? Păi n-a făcut nimic, că nu există dovezi. Nimic, da? N-a făcut nimic rău. Nu există dovezi. Asta așa se zice și de Băsescu. Ci că nu a prăduit flota, că nu există dovezi. Dar nu există, nu există nici prejudiciu dar acolo. Dar nu există nici flota, da? Dar nu există da nici prejudiciu. Dovada. Nu știm că a făcut. Eu vă înțeleg că vă pedepsește CNA-ul. Dar eu cred că mi-am câștigat dreptul de a spune românilor adevărul. Fraților, Purcea e martă în The Coteț. Dar numai eu vă voi salva de ciuma portocalie. Candidați în continuare? Vreți să candidați la președinție? Cred că voi candida numai dacă vom distruge din fașă mașina de fraudă a PDL-ului care este tolerată de ambasada SUA. Sau vreți... Americanii tolerează promoții ăștia. În America? Tu ai fost în America? Da. Ai fost. Eu nu am fost. Dar slavă Domnului că am citit, am văzut filme, am în familie un predicator american, este ginele sorei mele mai mari. Acolo fiscul te urmărește, nu scapi, de două lucruri nu scapi, de moarte și de fisc. Te urmărește pentru orice bănuț, orice bănuț trebuie impozitat. Iar ori diplomați și șef FBI și șef CIA nu pot să ia under the table bani negri pe sumasă și vin unde le ține figura, în Bulgaria, în Albania, în Turcia, în România, în Asia, în Africa, și aici nu-i controlează nimeni. Și uite, trimit la furat indivizi ca Traian Băsescu, după care închid ochii. Păi ce este furt decât furt afacerea cu avioanele F-16? Înseamnă 4,5 miliarde de dolari. E o decizie luată de decidenții acestei țări. Nu putem numi furt. A trecut în Parlament? N-a trecut încă prin Parlament, dar CSAT-ul a considerat că e bun. O sumă... E bun avionul păi acela. Da, de-aia l-au schimbat pe fostul șef al statului major general de la aviație, mi se pare, Croitorul, i s-a înșenat furtul armelor de la Ciorogâr, la ce să spun, pentru că ăla s-a opus în CSAT și a făcut și raport scris că armata română nu are nevoie de acele vechituri sicrie zburătoare. Deci o sursă de venit pentru banii de buzunar ai lui Sioră și ai altora, pe urma afacerea Roșia Montană. Dacă îmi permiți să spun un adevăr, îl rog pe Dan Voiculescu, și el știe că îl simpatizez, și e lovit pe nedrept. Și l-am apărat în cel doare pe el mai tare, pentru că el are dreptate. Să nu mai tolereze publicarea într-un mare ziar al acestei țări, care e Jurnalul Național, făcut de un foarte bun ziarist, de mare stucă, acea reclamă de la Roșia Montană.
Sunt 8 persoane marginate care spun: sunt șomer de la Roșia Montană și vreau Gold Corporation. Da. Băi, fraților, păi stai puțin să se exploateze, dar nu cu ceanuri, că se distruge ecosistemul pe 200 de ani, iar aurul, argintul și uraniul acestei țări să rămână poporului român. Vă rugăm, nu mai faceți reclame de genul ăsta împotriva interesului național. Am o precizare. E punctul meu de vedere. Vorbiți direct cu Marius Tucă, pentru că la noi intrus independență. Direct. Păi dacă vorbiți, nu intervine. Să știți că nu intervine independența editorială. Eu parafrazez pe puștul ăla care are umor, Mihai Bindeac. Și zic, ori suntem patrioți, ori nu mai suntem. Eu zic, ori suntem golani, ori nu. Suntem patrioți, sau nu mai suntem. Să rămână aurul României aici, că de-aia suntem săraci. Derbiul Steaua Dinamo s-a lăsat cu victime, printre ele și limuzina lui Gigi Becali, pe care fanii nervoși au atacat-o la finalul meciului. Pentru vandalism, 4 suporteri au fost duși aseară la poliție, sunt acum cercetați în libertate. Becali a fost chiar el agresor atunci când, evident cu ghilimele, când a încălcat codul rutier și a trecut prin fața radarului cu viteză mare. Ai, uite, spart. Bă, dacă au putut să spart, îți dai seama că dacă te lovea o piatră de asta, erai mort pe loc? Bun. Stai să vedem. Îți dai seama? Așa, toată numai de pietre, da, cu pietre. Toată e numai de pietre de lovitură de pietre. După ce a fost asediat cu pietre de suporterii nervoși, Rolls-Royce-ul alb al lui Becali s-a ales cu parabrizul spart și cu o grămadă de zgârieturi. Aici văd periculozitatea faptei. Când mașina era eu, când lângă ea putea să spargă capul, putea să moară cineva dacă lovea o piatră de aia. Am făcut plângere deja. Asta, deci... Nu, acum merg până la capăt. Deci, până la procuror, la judecător. Nu e așa chiar așa de ușor să lovesc cu pietre într-un europarlamentar. Trebuie să se respecte legea. Eu așa zic. Dar noaptea de coșmar a lui Gigi Becali era departe de a se fi încheiat. La scurt timp după ce a ieșit din secția de poliție, europarlamentarul a dat din nou nas în nas cu poliția. De această dată, el a fost cel care a încălcat legea. Am avut 76 la oră. Da, și trebuia să am 60 și am depășit cu 16. La semne și plătesc dublu, că... Nici nu am la mine bani. Să trăiți bine. Dumneavoastră. Mai bine. Gata, mă, mai vreți ceva să mai vă zic? Gigi Becali, cândva prietenul dumneavoastră? Nu, eu simt la Gigi. Dacă nu eram eu, eram pârnaie și la ora asta, dar nu-i timpul pierdut, Gigi, bagă-ți bițile ca puștiule. Mie îmi pare rău că marea vitrină cu trofee a echipei Steaua e făcută țăndări. N-a jucat nimic aseară în meciul cu Dinamo. Sunt împotriva violenței, împotriva vandalismului, dar rog foarte mult pe Gigi să nu mai vândă cei mai buni jucători și să nu mai cumpere numai ciurucuri. Eu am fost și la Sevilla acum 25 de ani, am fost și la Tokyo, am fost și la Monte Carlo și la Barcelona la a doua finală. E o rușine ce se întâmplă la ora actuală. Nimeni n-are dreptul să-și bată joc de cea mai mare performanță din istoria sportului românesc. În ultimul minut vă întreb, politic vorbind, ce planuri aveți? Politic vorbind, am următorul plan. Să-l dau jos pe Băsescu și cu toată echipa lui de răufăcători ai istoriei și să se instaureze un regim cu adevărat național. Să salvăm ce se mai poate salva din iubita noastră țară. Este greu. Suntem ca un partid din ilegalitate. N-avem sediu, n-avem fonduri, sunt hărțuit, sunt trambalat de parchetul general în tot felul de procese, dar vorba proverbului românesc, la barza chioară îi face Dumnezeu cuib și sunt programat să termin mafia. Dar Sorin Oprescu nu v-a dat sediu? Că trebuia să vă dea. Mi-a dat cea mai mare dărăpânătură din capitală. Era să ne cadă în cap. Mi-a dat, m-a dus. Acum 2 luni m-a sunat. Încă era zăpadă în București, pulguia. Mi-a arătat pe lângă statuia lui Cea Rosetti, dar trebuia să bagi niște muncitori acolo, nu pot să-mi pun un birou și un scaun, nu pot să convoc o conferință de presă, așa că dacă primarul general mă vede, îl rog să termine ce a început. Deocamdată constat că am intrat în a 5-a lună și un partid europarlamentar în România nu are sediu. Așa că sunt nerușinați,
sau adepții unor glume proaste, cei care spun că am bătut eu palma cu cei care ne-au scos abuziv 140 de polițiști din sediu și vor să ne distrugă, dar nu mor caii când vor câinii, Băsescule.